Belinel după părinți și Păureanu după soț, Valentina a găsit puțin timp între două avioane de pe ruta București-New York și viceversa să bucure ochii și urechile de paparații ce suntem. Înainte de toate, pentru că a fost și mai este încă model de succes, vorbim de straie. Așadar, haina? Da, îl face pe om normal. Indiferent cât am vrea să ignorăm faptul ăsta, asta e, hainele au și ele, importanța lor. Tușe! Un mit târât în țărână, deci. Ne pregătim pentru al doilea. Știți că se spune că modelele cheltuie multe miișoare de verzișori ca să fie glamorous? Nu și Valentina. Eu am un stil vestimentar foarte simplu și atunci când urmăresc trendurile, nu o fac în totalitate, ca să zic așa. Îmi place să știu ce se poartă, dar în primul rând trebuie să-mi stea mie bine. Nu mă duc special, mă duc să-mi cumpăr fusta cu tărică, că am văzut-o în revistă sau... Nu, pur și simplu mă plimb pe străzi, văd ceva drăguț, îmi cumpăr. Nu sunt foarte calculată când vine vorba de shopping. Mai dărâmăm un mit? Oameni cu stare la second hand? Never! Da, să știi că m-am îmbrăcat de la second hand, m-am îmbrăcat de la vintage, m-am îmbrăcat de la prieteni. Să nu te deochem! Fată modestă, Valentina noastră, și deșteaptă. Își cumpără ea de obicei hainele din New York, dar cu cap. Da, acolo, majoritatea da, pentru că volumul de cumpărare e atât de mare încât e normal să existe reduceri mari, e normal să fie mai ieftine. Pentru că Valentina Pelinel e femeie și mai presus de asta e și de o frumusețe răpitoare. E musai să o lăsăm să ne tâlcuiască și niște povești cu bijuteriile preferate. Oral, da, nu-mi place aurul galben. Da, platina, dar nu-mi place aurul galben. Diamant, dacă vrei. Diamonds are forever. De la cine ai primit cea mai frumoasă bijuterie cadou? De la Cristi, normal, soțul meu. Vorbim despre inelul pe care l-ai, da? Da. Ce fel de inel e? Dacă nu sunt prea indiscret. Inelul de logon. Așa logonică, așa inel, cum altfel. Și acum o întrebare cârcotașă servită soțului Cristian Păureanu. La durut? Cum pe cine? Pe el, pe portofel. Apropo de soț, Valentina-i, cum le cântă marihuana, cea mai fidelă fată. Normal că am un bărbat. Și în cuplu ai grijă să nu intervină plictiseala. Ai activități, nu? Haine? Bifat. Bijuterii? Bifat. Bărbați? Bifat. Da, era să uităm. Dacă tot are de toate, Valentina dă și la alții. De curând a fost gazda unui eveniment caritabil desfășurat la New York, așa că am smuls de la ea detalii și imagini în exclusivitate. Pot să spun că s-a întâmplat într-un loc foarte frumos, unde s-a căsătorit și Chelsea Clinton. Așa, nu? Într-un loc superb la 50 de kilometri de New York. Și am mai fi vrut să pălăvrăgim cu Valentina Pelinel, dar se grăbea către avionul despre care vă spuneam încă de la început. Ne-o și imaginăm. S-a îmbarcat la clasa business, a cerut un cocktail non-alcoolic și a adormit fredonând New York, New York.